Echipa cu care handbal clubul Buzău își propune să atace al doilea sezon consecutiv în Liga Națională începe să prindă contur. Ieri seară, în primul meci din cadrul memorialului Constantin Căpățână, turneu amical pe care îl organizează la sala sporturilor cu sprijinul Consiliului Județean, echipa Buzoiana a trecut la limită 27 la 26, de nou promovată handbal Handball Club Vaslui. În urma acestei partide este de remarcat faptul că în echipa buzoiană încep să se integreze și noi veniți în această vară. Cea mai importantă achiziție a echipei din Buzău este Alin Şania de la Pol Timișoara. Alături de Interul Stânga, Handbal Club Buzău a realizat alte patru transferuri. Este vorba despre francezul Fabacari Diem, George Alexandru, Zamfir Dumitrana și Alexandru Tălmaciu de la echipa buzoiana au plecat extrema Alexandru Soltanei la Dinamo și pivotul Mihai Busecan la Baia Mare. Astăzi, în al doilea meci al turneului, buzoienii întâlnesc de la ora 19 vicecampioana Dobrogea Sud Constanța. De asemenea, mâine, în ultima zi a turneului, handbal club Buzău va întâlni de la ora 12 formația CSM București.